Bine ai revenit și bine am revenit în sufrageria ta, dragă telespectatorule, dragă telespectatoare. Iată la o nouă întâlnire de la ora 4, miercurea. Te iubește Adrian, la tine în sufragerie spun, pentru că sper că deja am stabilit asta. Nu-i bine să ții televizorul nici în bucătărie, unde trebuie să fii atentă când mănânci, să te dedici mâncării și nu urmăririi programelor, nici în dormitor, unde iarăși nu-i bine să fie prea multe radiații și să fie prea multe interferențe în gândurile tale, dar mai ales în somnul tău. Ok, deci sper că sunt în sufrageria sau în biroul tău și împreună astăzi ne ocupăm de numere și nume sau de nume și numere, că e tot una. Ok. Despre nume știm puține și știm multe, așa cum știm puține și multe și despre numere, și despre viață, despre cine suntem, dar ne străduim pe parcursul acestei călătorii care este viața noastră să aflăm tot mai multe lucruri, să ne lămurim cam ce și cum și să ne ușurăm această călătorie, să ne o înfrumusețăm, să ne o simplificăm, dacă se poate, așa cum de atâtea ori te-am invitat. Numele noastre nu sunt întâmplătoare, cum nu e întâmplător nimic din ceea ce se întâmplă cu noi, despre noi și cu noi, în jurul nostru. Așa că ele au venit în ograda noastră cu bun temei. Pare aleatoriu, păi putea să mă cheame Gheorghe, păi putea, sigur. În fond, probabilitățile sunt infinite, ca și posibilitățile. Doar că te cheamă Vasile, dacă te cheamă Vasile. Sigur că ar fi putut să te cheme Gheorghe, dar te cheamă Vasile pentru o bună rațiune, pentru un bun temei, pentru un bun motiv. Și mai ales cu o bună susținere, pentru că numele noastre, așa cum sunt ele, ne însoțesc pe parcursul acestei călătorii și ne ajută, ne orientează, ne susțin acolo și atunci când este nevoie. Sau nu, ca de obicei, sau nu, dar nu din vina lor. Nu din vina părinților noștri, care sunt principalii responsabili pentru numele noastre, deși, fie vorba între noi, ei au fost influențați în alegerea acestor nume de către noi înșine. Noi înșine, așa cum am vorbit în alte emisiuni, ne vedem într-un cadru interesant pe care sigur că vom fi curioși să-l regăsim atunci după ce plecăm din această călătorie, într-un cadru, spuneam, unde vedem dinainte cine vom fi, ce experiențe principale vom face în viața aceasta, în călătoria aceasta care urmează, vorbesc despre o parte a noastră, sufletul, spiritul, cum vrem să-i spunem, mintea noastră, niște părți din noi, da, care sunt transcendente, vin din trecut și merg prin prezent către viitor, așa cum definește mintea noastră. De fapt, într-un infinit n-are sens prea multă delimitare și prea multă așezare ierarhică și temporală, dar așa cum mintea noastră poate să priceapă, spunem că aceste componente ale noastre sunt infinite, se țin de spirit, da, care este infinit și aceasta înseamnă și ca spațiu și ca timp, așa cum îl cunoaștem și îl înțelegem noi. Și deci acolo, în acel studio, da, mi se prezintă filmul vieții care urmează, inclusiv aceste componente de identitate. Cine sunt părinții, moșii și strămoșii, de la care moștenim genetic o serie de caracteristici, o serie de însușiri care ne vor folosi în această călătorie, precum și cine sunt educatorii noștri, începând cu părinții și cu bunicii și așa mai departe, care ne vor forma începutul acestei călătorii foarte, foarte importante în toată călătoria care urmează. Știm foarte bine că acumularea de informații este explozivă în primii 3 ani de zile și atunci noțiunile, regulile, învățăturile pe care noi le primim, chit că pare a nu ne influența atunci pe loc, sunt totuși fundamentul pentru o viață întreagă. Printre alte caracteristici despre care luăm cunoștință apropo de viața care urmează să o experimentăm, sunt și aceste caracteristici numerologice care se referă la data nașterii, da? Pentru că și acolo nu e nimic întâmplător, deși uneori ni se pare că accidente schimbă traiectul nostru sau intervenții exterioare
o cezariană făcută mai devreme sau mai târziu cu o zi, un travaliu greu care mută copilul, scuzați-mă, dintr-o zi într-alta și schimbă total vibrația nașterii, dar totul nu este decât o compoziție a unui întreg minunat care este format din toate elementele de care viața pe care ne-am propus să o experimentăm are nevoie, are în compoziția sa elemente rezonante cu toate aceste elemente, cum am spus, vibrația zilei de naștere, vibrația zilei din cursul lunii, a anului, ce fel de an, în ce fel de an ne-am născut, cu toate corelațiile respective a lunii și așa mai departe, dar și a numelui, căci astăzi ne ocupăm de nume, un aspect despre care se vorbește mai puțin, dar este la fel de important și la fel de constitutiv. Evident că, așa cum spuneam de atâtea ori, numerele propun, omul dispune. Chiar dacă te cheamă Gheorghe, poți să fii un bun Gheorghe sau un mai puțin bun Gheorghe. Poți să-ți valorifici caracteristicile lui Gheorghe sau, dimpotrivă, poți să le ignori, voit sau inconștient. Apropo de inconștient, e o treabă pe care cred că e bine să o limităm, să fie cât mai puțin aspect inconștient în ceea ce se numește această călătorie, pentru că dacă tot am venit aici, hai să ne ocupăm de ea, hai să ne bucurăm de ea, hai să ne o facem plăcută, conștientă. Deci am venit să experimentăm, nu să fim experimentați, da? Noi n-am fost trimiși aici ca pedeapsă, ca misiune, ca nu știu ce, suntem în bună înțelegere universală, da, spirituală, noi și creatorul nostru și ambientul nostru, care se numesc frații noștri de dinainte, din timpul și de după noi, cu care suntem legați, cu moșii și strămoși, am vorbit de atâtea ori, prin copii, cu nepoții și urmașii noștri, dar și cu cei din jurul nostru, cu partenerii, cu soții, soțiile, cu verișorii, frații și așa mai departe, cu fiecare din ei dezvoltăm anumite relații și care sunt influențate și de acest aspect al numelor. De aceea astăzi mi-am propus să facem câteva analize legate de aceste nume, care sunt formate din litere. Evident că literele, am mai vorbit noi, sunt vibrații, la fel ca oricare altă componentă, da, a noastră. Vibrațiile diferitelor litere sunt diferite, evident, de la A și până la Z, fiecare literă este subsumată unei anumite vibrații. Aceste vibrații sunt crescătoare, de la 1 la 9 și apoi se reia scara din nou, pentru că nu am stabilit în această școală de numerologie, care nu e unica, dar este cea mai reprezentativă, cea mai amplă, da? Ne oprim la cifra 9, după care urmează un nou ciclu. Așa că după ce ajungem la litera I, care este vibrația 9, atunci când trecem la J, o luăm de la capăt și este din nou 1. La fel, când terminăm cu R-ul, care este iarăși o literă nouă, ne întoarcem la S, care este 1. Ok, deci literele se pot așeza și sunt așezate, sunt marcate de aceste vibrații ale cifrelor de la 1 la 9, fiecare cu semnificația sa, mai bogată, mai săracă, mai simplă sau mai complexă, fiecare dintre aspecte face parte dintr-un întreg unde intră totul. O școală de numerologie sau alta, o filozofie sau alta, o cunoaștere sau alta, o religie și așa mai departe. Deși ele par așa de separate și atât de ireconciliabile, în fond și în definitiv, noi am mai vorbit asta și sunt sigur că tu știi și de aceea sunt în fața ta să-ți spun, că să-ți aduc aminte a chestia asta, că totul e una, deci totul intră în întreg, nimic nu e pe din afară, pentru că asta este caracteristica întregului, să cuprindă totul, toate aspectele, toate aceste variații extraordinare și minunate. Am mai vorbit împreună și cred că ești de acord cu mine, viața e minunată prin complexitatea, diversitatea ei,
Și e interesant să facem această călătorie pe acest pământ, în acest cadru, în acest nivel de vibrații, de densitate și așa mai departe, tocmai pentru că avem a opera cu fel de fel de aspecte diverse, noi înșine, dar și cu cei din jurul nostru, care sunt diferiți de noi. Și asta e minunăția vieții și a creației, că sunt diferiți. Ar fi monoton să fim marionete de același tip, manipulate de unul și același păpușar. Ok, deci am stabilit literele, sunt de la 1 până la 9 și în funcție de această vibrație și de apariția lor în numele nostru, în prenumele și numele nostru, influențează ori de câte ori acest nume al nostru apare. Și el apare începând cu certificatul de naștere, da? Unde este înscris? Este înscris într-un registru civil. Uneori avem parte și de un botez, la care, știți foarte bine, se respectă, uneori se distruge o scurtă istorie, da? Ne-am născut Ion și până la urmă a venit nașul Vasilică și a vrut neapărat să mă cheme Vasilică și de unde m-am născut Ion m-am transformat în Vasilică. Evident că fiecare din aceste aspecte, așa cum spun și repet, sunt parte a ceea ce noi urmează să facem. Sunt așa zise accidente, dar sunt accidente asumate, prevăzute, cum vrei să spunem. Adică nu întâmplător că a apărut nașul Vasilică să-mi spună Vasilică. Sigur că ar putea interveni și se întâmplă asta pe parcursul călătoriei a vieții mele, să mă cam nemulțumească, să zicem, numele acesta. Să-mi aduc aminte, să întreb cum am ajuns eu aici, și părinții sau cineva să-mi povestească, păi știi că nașul Vasilică a venit și ne-a pus să facem și să schimbăm. Deși, vedeți voi, în general, această schimbare nu operează în registrul civil. Dar sunt și acolo modificări și le știți foarte bine. Apropo de asta, să nu trecem mai departe până nu menționez perioada aceea dinainte, acum cred că e depășită puțin, de a pune două prenume unui copil pe criterii diferite. Uneori soțul și soția fiecare are o preferință, alteori nașii, cum spuneam, să-i pună și să-l cheme și ca mine. Această tendință, această obișnuință de câteva decenii a durat față de ce a fost înainte. De exemplu, eu am un singur prenume și mulți din cei din generația mea au avut un singur prenume și ne-a fost mai ușor, pentru că trebuie să înțelegem aceste diversificări de litere apărute în numele nostru complet. Aceste multiplicări de prenume pe care le avem influențează viața noastră, influențează relația noastră cu mediul, dar și relația mediului, a persoanelor din jurul nostru, din anturajul nostru, cu noi. Adică, concret, vreau să spun că, de exemplu, fiica mea se cheamă Iulia Ioana, că așa mi s-a părut nouă foarte interesant, mie mi-a plăcut Iulia, Ioana iarăși e un nume frumos, are două aspecte, unii o strigă Iulia, alții o strigă Ioana, baie Iulia, baie Ioana, foarte rar este Iulia Ioana, așa cum apare în actele civile, dar apare în actul de identitate, cel cu care uneori nu interferează. Că faci o excursie în Europa sau că iau un credit sau încalcă nu știu ce lege de circulație, nu? Acest nume complet, Iulia Ioana, apare într-o relație cu unii sau cu alții, cu un organ sau cu altul, cu o persoană sau alta. Tipul nostru de reacție față de diversitatea de nume este foarte diferit. Trebuie să îți urmărești în zilele următoare să vezi cum te comporți atunci când auzi despre o Marie sau despre o Ioană, despre un Vasile sau despre un Marin. Nu e același lucru, nu ai aceeași deschidere, nu ai aceeași, să zicem, relație, plăcere, bucurie, admirație, da? Unele nume îți plac, altele nu îți plac. Ca să nu mai spun că același nume de marin, uneori e un marin despre care, cu care ai stabilit relații plăcute, amiabile, v-ați distrat, v-ați susținut, te-a ajutat, ai o deschidere și o considerație față de marin excepțională. Când alt marin, același marin, aceeași vibrație,
care ți-a făcut nu știu ce sau i-ai făcut nu știu ce și n-a fost mulțumit, îl consideri altfel, te raportezi la el altfel, când îl întâlnești reacționezi altfel. Ești de acord cu mine? Desigur că în fața unor persoane ți se ridică părul de bucurie, te ia un fior, ca să nu vorbim de fluturii din stomac când e vorba de iubire, eu vorbesc în general. Față de alte situații, multe alte situații în care ne mai încruntăm, ne mai ia cu fiori reci, ne mai irită, da? Tot felul de sentimente, tot felul de emoții și aici repet ceea ce am spus de atâtea ori, ele sunt parte a noastră, a trăirii noastre, a experienței noastre de viață și nu trebuie inhibate, trebuie trăite, trebuie consumate. Evident că nu-i plăcut să stai într-o stare de tensiune prea mult pentru că îți induce în corp tot felul de prostii, de permutări, de abateri, da? Suntem afectați de aceste stări de emoții negative sau joase, cum să mai numesc ele, și e bine să le depășim rapid. Prin iubire, da, am stabilit împreună, am studiat legile Kybalionului și printre altele există legea vibrației, care spune că odată emis un gând, da, deci produs, da, executat, este o vibrație care nu mai poate fi distrusă, poate fi doar înglobată într-un ansamblu mai mare care să fie de alt semn, de alt nivel, da? Deci o vibrație joasă care e introdusă într-o construcție de iubire, da? Și totuși îl iubesc așa cum e, ceva de genul ăsta, ridică această vibrație, face ca acea emoție negativă să poată fi estompată prin includerea ei într-un întreg pozitiv sau mai înalt. Pozitivul cu negativul am mai vorbit și o să mai vorbim în alte emisiuni, sunt componente aceluiași întreg. Dar, încă o dată, o vibrație joasă, o stare neplăcută de, da, de emoție, de sentiment, după caz, de gând chiar, poate fi înălțată prin această includere, înglobare într-un întreg mai mare, care cel mai simplu este în a folosi iubirea, exprimarea ei. Te iubesc, da? Te iubesc este un lucru care pare superficial, nu-i întemeia, pe nici nu mă cunoști, cum să mă... Nu, am spus-o și sper că ai reținut chestia asta, când eu spun te iubesc, nu este o emisiune a mea, nu este o producție a mea, ci este o folosire a ceea ce este în mine, ceea ce pune în mine Creatorul, prin tot ceea ce însemn eu, spirit, suflet, minte, trup și așa mai departe, care nu pot funcționa, exista, exprima, manifesta fără de iubire. Unde iubire nu e, nimic nu e. Și atunci iubirea, da, cea care este așa de frumos descrisă de Apostolul Pavel, ajută la ridicarea acestei vibrații. Revenim la nume și numere. Fiecare din aceste cifre, din aceste cifre aduse în viața noastră prin numele pe care îl purtăm, da, are vibrația sa și componența și componenta, compoziția lor, da, dau stări diferite, dau tipicuri diferite, personalități diferite și așa mai departe. Deci nu-i tot una dacă sunt Vasile sau Gheorghe. Am spus că acea epocă și tendința unora de a pune mai multe prenume ar trebui să fie puțin tratată mai serios, în ideea că îngreunezi. Atunci când o persoană se cheamă ba într-un fel, ba la altul, sigur că poate să fie interesant, poate să fie provocator, adică o experiență dublă de viață sau mai complexă, da? E interesant să fii și Ioana și Iulia, cum spuneam, dar cred că e bine să înțelegem că e mai simplu să fie doar Ioana sau doar Iulia și că această economie de energie care este consumată în a face față acestor duble, da, experiențe ar putea fi folosită pentru o mai mare rânduială, o mai mare echilibrare, o mai ușoară, mai simplă, mai, da? Tot ce e simplă, am vorbit de atâtea ori împreună, este spiritual. Spiritualitatea este simplă, nu e complicată, îmbâxită. Noi, cu mintuca noastră, cu
tendința noastră de a încurca lucrurile, nu știu de unde ne vine, dar o avem și tu și eu, cu toții, face ca lucrurile atât de frumoase și atât de simple să fie uneori complicate. Așa cum, iată, am complicat și închei cu asta, o bună perioadă de timp, am complicat existența copiilor noștri și părinții a copiilor lor prin această modă, da, de a avea mai multe nume, de a avea nume ciudate, și asta e un aspect. Sunt cunoscute preferințele fraților noștri de etnie, așa, pentru aceste nume exotice care evident că marchează viața copiilor respectivi în forme diverse, să nu spunem mai mult. Dacă sunteți părinți și sunteți în pragul unui eveniment minunat în viața voastră, darului pe care Dumnezeu vi-l face printr-un copil, gândiți-vă înainte de a-i da numele, prenumele copilului și la aspectul acesta. Evident că e doar o abordare, este doar o analiză. Dacă din voi vine pornirea, atracția pentru o combinație de mai multe prenume, care poate să fie influențată încă o dată de dorința unor nași sau părinților voștri pe care nu vreți să-i supărați și așa mai departe, e ok, se întâmplă. Doar că dacă puteți și dacă înțelegeți și dacă rezonați la ceea ce eu acum v-am spus, căutați să simplificați viața copilului căruia i-ați dat naștere. Ok, apariția vibrațiilor diferite în nume induce comportamente, atitudini, vibrații și rezonanțe foarte diverse cu cei cu care intrăm în contact, cu apropiații noștri, da? Cu părinții în primul rând cu care petrecem, iată, o bună bucată din viață, cu învățătorii, cu educatorii noștri și atunci ideea este că e bine să înțelegem, să cunoaștem, să evaluăm aceste vibrații ca să ne explicăm cine suntem și cum reacționăm. După pauză o să mergem mai adânc cum e cu A până la Z. Te aștept cu drag! Bine ai revenit, dragule, dragă telespectatoare! Hai să mergem mai departe să vedem cum e cu numerele și numele sau cu numele și numerele noastre. Numerele care ne marchează această călătorie care e viața noastră și care, odată cunoscute, ne ajută, ne simplifică, ne orientează, sunt de folos pentru ca să înțelegem mai bine cine suntem, ce putem, cât putem, ce am putea folosi, schimba și așa mai departe. Există o modă de câțiva ani buni de a prescurta prenumele noastre, da? De obicei să iau, dacă acum cât 2-3 generații diminutivele astea erau bazate în special pe finalul prenumelui, da? Acum Cornelia era Lia, da? Acum de câteva, de o generație încoace, și de câțiva ani spuneam, s-a mutat atenția pe începutul și atunci Cor sau Co, da? La Cornelia mă refeream, mama mea, Dumnezeu să o binecuvinteze. Așa, deci această prescurtare, această diminutivizare a numelor noastre are la rândul său efecte, da? Pentru că dacă sunt Adrian și mă strigă Adi, e altceva. Dacă mă strigă Didi, mă spune Didi, așa mi s-a spus până la sfârșitul liceului, e altă rezonanță, altă vibrație. Aceste numere din numele noastre, din literele numelor noastre, au rezonanța pe care o au și nu e chiar tot una. Adică, sigur că poate să ni se pare relativ, căci totul este relativ. De la Einstein încoace o știm. Evident că da, doar că relativitatea asta e
oareșcum compusă din irele relativități, adică de componente care au un joc, au o mișcare, fără doar și poate, dar sunt în anumite momente, în anumite situații, în anumite experiențe, că aici operăm noi cu experiențe, joacă un rol fix, da? Sigur că totul e relativ, sigur că nimic nu este bătut în cuie, sigur că liberul nostru arbitru, de care suntem atât de încântați și care provoacă atâtea înțelegeri și neînțelegeri, are rostul și rolul său și ne determină și ne caracterizează și ne interesează să ne exprimăm, dar revin și zic, aceste litere, aceste vibrații din numele nostru au momente în care se manifestă fix, să zicem, deci nu sunt așa de relative. Bună oară, literele masculine au o putere activă, pe când literele feminine au o putere creatoare, da? Germinatoare, gestantă și așa mai departe. Care sunt alea? Păi simplu, e foarte simplu. Numerele cu soț sunt soțiile și numerele fără soț sunt soții. Deci 1, 3, 5, 7, 9 sunt numere masculine. 2, 4, 6, 8 sunt numere, cifre feminine. Da? Și atunci literele la rândul lor urmează aceeași polaritate. Am mai spus-o și o mai spun o dată, nimic nu-i numai masculin, după cum nimic nu-i numai feminin, nimic nu-i yin și nu e yang, e câte un pic de yang într-o mare de yin și invers, câte un pic de yin într-o mare de yang, după cum este câte un pic de plus într-o mare de minus și un pic de minus într-o mare de plus și tot așa. Asta apropo și de relativitate, dacă nimic nu este, de aici vine faptul că nimic nu este fix, da? Această relativitate este oglindită, redată și de această componentă și iată filozofia taoistă ne ajută în domeniul ăsta să înțelegem că nimic nu-i doar așa. Ok? Deci spuneam că literele masculine din numele nostru ne dau putere masculină de acțiune, de inițiativă, da? De tenacitate în sensul cam berbec, da? A celor născuți în primăvară, după cum cele feminine sunt cele care ne dau mai mult echilibru, mai multă putere creatoare, da? Bun, inițiativa e foarte bună, dar dacă nu este însoțită de o putere creatoare, este o inițiativă destructivă, da? Ok, vedeți voi toate literele astea, căs de alea, căs de alea, au pe de altă parte componente de interior și de exterior. Am mai vorbit noi împreună, vocalele sunt cele care vorbesc despre interiorul nostru, iar consoanele despre exteriorul nostru. Interiorul însemnând sistemele noastre interne, de, da? Știți voi, de valori, de credință și mai departe, pe când cele exterioare, relația noastră cu cei din jurul nostru. E important totul. Nu poți să fii doar înăuntru tău, să rămâi doar o persoană preocupată doar de interiorul său, da? După cum nu poți să fii o persoană doar de contact, de interferență. Ești deopotrivă și. Ai și consoane, ai și vocale. Nu prea există nume. Acum aici vă dați seama că există o analiză foarte, un capitol întreg să analizați numele din vechime, cele evreiești care, nu, vocale nu se scriau, după cum știți, și care dădeau tot felul de interpretări. Nu sunt un specialist, dar dacă sună interesant, te invit să te dedici acestui studiu care poate aduce foarte multe influențe, înțelesuri, explicații, da? Pentru tine, dacă ești interesat. Faptul că ești interesat, apropo, să lămurim și chestia asta, vine dintr-o nevoie, cu ghilimele, că totul e relativ, da? Din nevoie de a-ți pregăti ceva viitor. Călătoria ta în această viață are puncte de reper, da? Cele care le vezi acolo în momentul acela de analiză dinainte de a te naște, când ești cu Doamne, Doamne, simplificând lucrurile,
aceste puncte de reper, aceste jaloane din călătoria ta, la un moment dat indică niște lucruri. Ele sunt simbolice, sunt absconse, dacă vrei, minții noastre raționale, care are explicații, legenda, știi tu, la orice planșă, legenda lămurește ce înseamnă săgeata în sus, ce înseamnă, da? Tot felul de simboluri din harta respectivă. E, din păcate sau din fericire, după caz, simbolurile din jaloanele acestea ale vieții noastre nu le prea știm, nu le prea cunoaștem legenda, explicația, semnificația, dar o asemenea pornire internă, interioară, de a te orienta către lucruri neobișnuite, care nu fac parte din cotidian, din obișnuitul tău, vin din acea componentă care te îndeamnă, te îndrumă, te împinge, dacă vrei, către o anumită cunoaștere, către o anumită pregătire a unei viitoare experiențe pe care tu ai pregătit-o și către care te îndrepți, da? Călătoria noastră este permanentă, noi mergem tot timpul pe acest drum al nostru, al vieții noastre, nu se oprește nimeni, să fie foarte clar, chiar dacă uneori unii dintre noi au experiențe în afara, da? În afara corpului sau, nu? În preajma morții, cum se numesc ele, viața merge înainte. Chit că este suspendată sau pare suspendată, de fapt lucrurile continuă, curg, da? Această curgere permanentă ne îndreaptă către anumite repere din călătoria noastră și o curiozitate care se naște în tine, spuneam mai devreme despre studierea numelor ebraice, poate să denote o viitoare experiență pe care ți-ai propus-o, despre care ai avut cunoștință și bine este că am uitat, dar să-ți urmezi, de-aia se spune ascultă-ți inima, de-aia aceea se spune primul impuls, da? Să-ți urmezi primul impuls, pentru că el este legat de un centru de cunoaștere despre care noi am vorbit, inima, care are mult mai multe informații și putere de prelucrare. Când ajunge la mintea rațională, acolo trebuie să luăm planșele, să vedem legendele, da? Ce e rațional, ce e cunoscut, ce nu. Închidem paranteza și venim la numele noastre, care nume, apropo, sunt de aceeași factură cu ceea ce spuneam mai devreme, adică ne predestinează oarecum traseul acestei călătorii, capacitățile, capabilitățile noastre, puterea noastră, personalitatea noastră, tipul de reacție, toate acestea sunt marcate, influențate, fundamentate de numele noastre. Și de aceea e bine să le cunoaștem și să ne facem o analiză mai sumară sau mai amplă în funcție de aceste valori, de vibrații pe care le-am spus până acum. Și am să-ți mai spun ceva în plus, ele e bine să apară în numele nostru în anumite proporții, adică fiecare literă, și am să-ți citesc dintr-o lucrare, să vezi ce interesant spune, care este caracteristica fiecărei vibrații de la 1 la 9 și respectiv a literelor care sunt sub semnul lui 1, 2, 3 și așa mai departe, care să te ajute această proporție să fii mai echilibrat sau mai puțin echilibrat. Și aceasta e relativ, am vorbit de atâtea ori. Echilibru nu există odată pentru totdeauna. Cei care sunt în echilibru au mai mult de lucrat cu echilibru, după cum cei care sunt în dezechilibru, evident că au nevoie să și-l găsească. Nu poți să mergi tot timpul numai într-o... Da? Nu e bine, nu e ușor. Sigur că accidente se întâmplă și vedem și noi în jurul nostru, dar înțelegeți că acelea sunt experiențe dificile. E bine ca pe noi să ne preocupe, da, simetria, linia dreaptă, da, poziția și așa mai departe. Această cunoaștere a semnificației literelor din numele noastre și compoziția întregului nostru nume, adică nume și toate prenume, ne ajută să ne cunoaștem mai bine. Ăsta e sensul pentru care eu am venit astăzi să vorbim despre nume și numere. Spuneam așa că literele de valoare 1, care sunt A, J, S, da? Am mai vorbit împreună, și Ș-ul este tot una cu S-ul, vorbesc despre autonomie. 1, autonomie, da? E firesc. 1 este autonom. Uneori ni se spune că este egocentric
sau este egoist, sau este egotic, cum vreți să spunem, dar este în esență vorba despre autonomie. Ca în toate cele, nici prea mult, nici prea puțin nu-i bine, cei prea mult strică, cei prea puțin strică, deci din toate e bine să ai, dar să nu ai prea mult. Prea mult te zăpăcește. Deci, doi, denotă sensibilitate și vorbim despre literele B, K și T sau Ț. La 3 ne referim la creativitate, da? Numărul 3 este primul număr de creativitate și este C-ul, L-ul și U, da? Fiecare dintre noi vedem, avem C, avem L, avem U sau n-avem. Ne vorbește, dacă n-avem niciuna din astea 3, atunci creativitatea este 0. Am mai spus-o de multe ori, când avem 0, 0 este infinitul până la urmă, adică funcționează automat, așa cum vorbim în numerogramele noastre, 0, absența, este totul cu infinitul, adică ori de câte ori ai nevoie de creativitate, ea îți este pusă la dispoziție automat. Dacă l-ai pe C și pe L și pe U, eu le-am pe toate trei, atunci creativitatea există în numele tău, dar nu funcționează automat. E nevoie de implicarea ta, de osul la treabă, cum spun eu. 4 vorbește despre muncă, munca aceea care este altceva decât utilajele despre care tot vorbim noi, da? Munca e muncă și așa. 5 vorbește despre libertate, că am tot spus că 5 e echilibru, da? Dar libertatea este, nu? Un om în echilibru este liber, e cel mai liber, pentru că nu are de, cum să zic eu, obținut echilibru printr-o oareșcare implicare, printr-o oareșcare combinație. Sunt liber, sunt gata echilibrat, de aceea e bun echilibru. Sunt liber, bun, libertatea lui 5, mergem la 6, vorbim de responsabilitate. 6 TV, avem o responsabilitate în fața voastră, de aia venim în fața voastră. Iubirea este minunată, dar e responsabilă, pentru că din iubire cu iubire și pentru iubire este totul. Și totul are, da, să fie la dispoziția ta, dar există o mare responsabilitate ce faci cu această frumoasă ofertă. 7 vorbește despre încrederea în sine. Pentru că este numărul lui Dumnezeu și dacă l-ai pe Dumnezeu, evident că ai încredere în tine. Dar în tine este, da, Esu, este scânteia de divinitate și așa mai departe. Nu e întâmplătoare, nu este într-un sine egotic, nu este într-o parte egoistă. E vorba despre încrederea aceea 7, care GP și Y-ul au vibrația 7. La 6 am omis să spun că F, O și X. Fox, apropo, vulpe, da, în limba engleză, este 666. Interesant să ne gândim și la chestia asta și de câte ori apare Fox. Și am văzut că niște reclame mai nou ne tot induce 666, care este un număr, da? Nu vândem la nicio tendențiozitate, la nicio apăsare. 8-ul vorbește despre echilibru financiar. Noi suntem într-un an 8, am tot vorbit de karmă, o să vă citesc puțin despre 8, probabil într-o altă emisiune o să vă spun despre cât de important este el în fundamentarea încheierii ciclului, da? E cea mai puternică vibrație, acum poți să o pui. Sigur că are aspecte karmice, sigur că lucrând cu energii puternice ești supus unor influențe puternice, că până la urmă asta cu karma înțelegi care e, da? Reglaje. Când stârnești, evident, dar cum să faci curat dacă nu stârnești, da? Dacă nu faci curățenie generală, nici nu elimini tot. Dacă faci numai de ochii soacrei, cum se spune, atunci dedesubt încă mai există mizerie, lucruri ascunse, necunoscute, pe când dacă faci o curățenie generală, da, și ai o putere de asta, pregătești o bună închidere de ciclu. Financiar vorbind, aici ai toată puterea pentru că e vibrația cea mai puternică. La 8 sunt subsumate H-ul, Q și Z. Nu sunt foarte uzuale, dar există. Eu l-am pe H de la Șcheu. Ok. Și 9, în sfârșit, iubire față de ceilalți. 9, acel minunat 9 despre care tot vorbim, care de câte ori apare, cu cât mai multe ori apare în data nașterii, de exemplu, sau mă rog, în algoritmul acela
pe care îl facem de la Anatol Basarab, am învățat și mulțumim, ca să vedem ponderea diferitelor cifre, cât mai mult de nouă, cu cât atât mai multă cunoaștere. Și când cunoști mai mult, evident că ești dispus să fii în iubire față de ceilalți, pentru că asta înseamnă cunoaștere, să cunoști că toate sunt una, că toți suntem una și deci toți apropiații sau îndepărtații intră în același, în aceeași sferă, în aceeași unicitate și atunci firescul atitudinii tale, a poziției tale, a demersului tău este de iubire. Da? Iubește și vei fi iubit, se spune, dar acest lucru vine în primul rând din mintea noastră primordială, aceea reptiliană, care nu face distinție între tine și mine. Și de aceea când eu spun te iubește Adrian, de fapt primesc eu cel din tâi. Înainte de a ajunge la tine, înainte de ca tu să reacționezi la această afirmația mea, la această donație, eu donez prin asta, da? Poate mă crezi, poate nu mă crezi, voi fi sincer, noi fi sincer, o fi adevărat, o fi cine știe ce interes, da? Mintea noastră lucrează și tropăie, cum spunem de atâtea ori, mind key mind, pe când la mine e clar, când eu spun te iubește Adrian, Adrian este primul care simte că te iubește. De aceea te îndemn să folosești această exprimare, sigur, în numele tău, nu al meu, pentru că ești primul beneficiar. Multe lucrări au povestit despre cuvintele, au fost experiențe făcute cu oamenii aflați înainte de plecare din planul acesta, în faze terminale, care au fost întrebați, intervievați de fel de fel de doctor, asistente și așa mai departe, care sunt cuvintele sau aspectele vieții despre care nu e cel mai important să vorbești să, și au spus, te iubesc, n-am spus de destule ori, n-am auzit de destule ori, nu omiteți, nu pierdeți nicio zi, nicio clipă să spuneți celor dragi, te iubesc, părinților în primul rând, care la un moment dat pleacă din viața noastră, iubiților, iubitelor, partenerilor, copiilor noștri pe care să-i însămânțăm cu acest te iubesc. Apropo, și astea sunt tot nume și numere, da? Te iubesc, numele, am spus noi nume aici, dar e vorba despre cuvinte, cuvintele au în spate gânduri, gândurile înseamnă vibrații. Toate aceste vibrații ne marchează, ne orientează, ne susțin, ne fac viața mai frumoasă, mai ușoară. Și atunci te iubesc, da? Hai să vedem ce vibrație are. T și E înseamnă 7. Șef. I e 9 și cu 3. 12, 15, 20, 21, 24. Ce înseamnă 24? 6. Iubire, da? Deci T și E 7 și cu 6. 13. Împreună fac 4. 4 sunt cele 4 colțuri care formează tot un întreg, da? Atenție, fiecare vibrație, fiecare număr, fiecare cifră până la urmă de la 1 la 9 are valoarea sa minunată provenită din 0, din nemanifestare, prin 1, toate sistemele numerologice, toate numerele, toate numele noastre, toate vorbele, cuvintele, da? Au un 1, au un început, au o pornire care vorbește despre autonomie, dar ce mai autonom decât întregul? O din întreg faci parte și tu și eu și fiecare din. Deci fiecare din aceste litere au rostul și rolul lor. Probabil că n-am timp să vă spun, dar înțelegeți și voi că ponderea diverselor tipuri de vibrații în numele noastre este echilibrată sau mai puțin echilibrată și dacă e echilibrată, atunci numele noastre ne ajută, da? în această curgere blândă, lină. Dacă sunt mai puțin, dacă sunt influențate de modificări, de complexități, de complicități și așa mai departe, complicații, atunci e mai greu, e mai dificil, dar e mai frumos până la urmă. Fiecare dintre noi are numele pe care îl merită, așa cum avem a înțelege despre tot ceea ce ne înconjoară, tot ceea ce suntem la momentul acesta, totul este perfect așa cum este, pentru că perfecțiunea este nu relativă, ci absolută. Dacă totul e relativ, atunci trebuie să aducem lucrurile la punct și la loc. Relativitatea este absolută.
Deci vorbim despre un absolut. Absolut înseamnă întreg. Sigur că e un pic de joacă cu cuvintele, poate o să ți se pară. Ei, în întreg intră și joaca. Sau dacă vrei, de atâtea ori am vorbit, am venit în această călătorie să ne jucăm și profită de orice aspect, orice ofertă al vieții, a zilei de astăzi, da? Pentru că numai pe astăzi, pentru a te juca. Joacă-te cu literele din numele tău, vezi ce greutate vibrațională au și vei fi mai câștigat. Te iubește Adrian, încă o dată îți spun și te aștept într-o altă emisiune să mai vorbim despre numere, nume și așa mai departe. La revedere!